Am revenit în platou, rămânem în context. Ilie Chirtoacă, președintele CLJM, este alături de noi. Online s-a conectat și Laurențiu Pleșca de la București. Așadar, Comisia Uniunii Europene a făcut o serie de recomandări pe justiție și pe acele capitole care sunt deschise primele. După cum știți, justiția este elementul cheie, este capitolul care trebuie deschis primul și închis ultimul. Bună seara, Ilie Chirtoacă, președinte CRJM. S-a referit Comisia Europeană la evaluarea judecătorilor, care a avansat, este o preocupare majoră, dar ce mecanisme suplimentare ar putea apărea aici, în contextul recentelor declarații politice că reforma nu merge așa cum ar fi trebuit să meargă? Da. Probabil sunt mari așteptări față de reforma justiției din partea tuturor cetățenilor, însă în raportul Comisiei vedem totuși anumite progrese. O să încep cu ele. Comisia recunoaște că există un efort pentru a implementa acea strategie de reformă, adică un plan de acțiuni care a fost setat de autorități. La fel spune Comisia că acest proces de vetting este în corespundere cu recomandările Comisiei de la Veneția și că el trebuie să continue. Provocările apar atunci când se discută despre, în general, despre proces, despre accelerarea acestuia, pentru că Republica Moldova trebuie să continue procesul de vetting. Doi, un accent în raportul din acest an l-am văzut pe Institutul Național al Justiției, adică instituția care pregătește viitorii procurori și judecători. Există un raport mai vechi din 2022 care vine cu anumite recomandări cum poate fi consolidată această instituție, cel mai probabil pentru a pregăti viitorii judecători și procurori. Și iată, în raport vom găsi o mențiune expresă la consolidarea capacității acestei instituții ING, inclusiv și alegerea unui nou director, pentru că noi suntem acum în procesul de selectare noi, Republica Moldova. Am văzut că Institutul Național al Justiției a inițiat deja un asemenea concurs, însă un singur candidat s-a înscris și concursul nu a fost, deci a ieșuat. Se caută un nou director la Institutul Național al Justiției. Și pe partea de anticorupție, o recomandare cred că foarte importantă ține de cooperarea dintre instituțiile anticorupție, chiar în raport este primit. Am văzut că s-a referit Comisia și la unele conflicte între CNA și Procuratura Anticorupție. Au ajuns până la Bruxelles știrile despre necesitatea de a coopera mai bine între aceste instituții. Da. Laurențiu Pleșca este cu noi online. Laurențiu, bună seara! Analizând evaluările Comisiei Europene, putem oare anticipa acum că vom deschide primele capitole în mandatul polonez la Consiliul Uniunii Europene? Președinta Maia Sandu declarase la dezbaterile găzduite de Moldova 1 că vrea un ritm accelerat de negocieri, 4 ani mai exact, iar Comisia estimează un termen de 5 ani în combinație cu acel plan de creștere economică de 1,8 miliarde de euro. Cât de fezabile sunt asemenea scenarii? Termenul de 4 sau 5 ani știu că a fost vociferat și de vicepreședintele Parlamentului European, domnul Negrescu. Deci, faptul că Republica Moldova ar putea negocia capitolele, dar și intra pe anumite clustere și termina negocierile până în 2028, ar putea să fie un an, într-adevăr, pe care l-am putea atinge. Și totuși vedem că în raportul de astăzi a Comisiei Europene se spune că procesul de screening bilateral al Republicii Moldova progresează fără probleme. Așa cum a menționat și antevorbitorul meu, Uniunea Europeană remarcă mai multe progrese în ciuda ingerinței Federației Ruse și a impactului războiului de agresiune al Rusiei, aș mai spune și în ciuda ingerinței în procesele electorale în Republica Moldova. Comisia așteaptă cu nerăbdare deschiderea negocierilor pe clastere, cât mai curând posibil în 2025, dar mai așteaptă, desigur, și pe partea politică, pentru că în acest document s-a făcut referire și la dimensiunea politică. Comisia Europeană salută referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană, deci este înscris în acest document, dar de asemenea menționează și toate eforturile pe care le-a făcut Uniunea Europeană pentru Republica Moldova în toată această perioadă. Este vorba despre pachete care au ajutat Republica Moldova cel puțin din anul 2021 până în 2024, au fost alocate
430 de milioane de euro fonduri nerambursabile, atenție, dar și în privind instrumentul de investiții EIP, practic Uniunea Europeană din 2021 a mobilizat 1,6 miliarde de fonduri în regim de credite și la condiții foarte avantajoase pentru a ajuta Republica Moldova, mai ales în procesul de reformă, reforma în domeniul justiției, infrastructură, dezvoltarea serviciilor energetice și așa mai departe, dar și cel mai important, se face referire și la planul pentru Moldova, acel plan Marshall, dacă vreți, pentru dezvoltarea Republicii Moldova, prin care Uniunea Europeană vrea ca Republica Moldova să ajungă statele membre ale Uniunii Europene la standardele economice și să crească viața, îmbunătățească nivelul de trai. Laurențiu, unele aspecte politice. De exemplu, Parlamentul ar trebui să fie mai incisiv cu guvernul, să supravegheze ce face guvernul, cumva să ridice nivelul de responsabilitate. I-am văzut pe ministrii în plenul legislativului. Deocamdată, practica e că guvernul face legile și le pune pe masa deputaților ca să reușească adaptarea legislației naționale la cea europeană. Ce ar trebui să facă poate altfel ambele puteri, legislativă și executivă? Desigur, să continue cu adaptarea legislației Republicii Moldova la legislația europeană. Să fie cât mai activ, pentru că actuala legislatură a Parlamentului activează până la jumătatea anului viitor, deci nu este timp foarte mult, fiecare lună este prețioasă în procesul de integrare europeană. Negocierile acestea cu Uniunea Europeană continuă în ciuda rezultatelor alegerilor, în ciuda rezultatelor alegerilor prezidențiale care vor avea loc duminica aceasta. Deci instituțiile Uniunii Europene doresc rezultate, să continue procesul de vetting, să se lupte împotriva crimei organizate, practic să continue alinierea la standardele Uniunii Europene, iar guvernul și Parlamentul trebuie să fie instituțiile cele mai proactive, mai ales prin a asigura buna desfășurare a instituțiilor și pentru ca să fie transpuse în acțiuni și în practică, de exemplu, acele investigații anticorupție care apar în Republica Moldova. Laurențiu, pe de o parte, iată, Uniunea Europeană are un plan Marshall, așa cum spuneai, pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, nu suntem pregătiți, de exemplu, de a face față presiunilor competitive din cadrul pieței Uniunii Europene. Care ar fi aici domeniile politice prioritare pe care guvernul ar trebui să se concentreze pentru ca să accelereze alinierea economică și politică cu Uniunea Europeană? Desigur, referitor la domeniul acesta, la piața unică a Uniunii Europene, Republica Moldova nu pare un stat atât de competitiv precum, de exemplu, Ucraina, dar aș vrea să spun că acesta nu reprezintă neapărat un impediment, ci mai degrabă un avantaj. Vedem în Ucraina cum, de exemplu, piața de desfacere sau agricultura ucraineană este foarte competitivă la nivel de mărimea acestei agriculturi, comparând-o cu statele care, de exemplu, au dezvoltat agricultura și mă refer aici, în primul rând, la Franța sau Polonia. Practic, Ucraina este percepută drept un adversar economic, să-i spunem așa. De cealaltă parte, Republica Moldova vine cu avantajele unui stat care este unul mai mic, care este mai ușor de integrat, care poate deveni un exemplu de succes al extinderii. Deci aici mă refer la faptul că Republica Moldova demonstrează prin exporturile în Uniunea Europeană de peste 60%, 65% pe piața Uniunii Europene și vine să demonstreze că, de fapt, se poate face acorduri mult mai avantajoase dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Există acorduri bilaterale între Republica Moldova și state membre ale Uniunii Europene. Practic, la acest capitol nu văd să existe o stagnare referitoare la implementarea negocierilor. Laurențiu Pleșca, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. Vă mulțumesc și eu.
Noi continuăm discuțiile în platou cu Ilie Chertoacă de la CRJM. Cum se explică durata procedurilor, de exemplu, și rata scăzută a cazurilor rezolvate? E un semnal pe care îl transmite Comisia Europeană. În raportul din acest an, într-adevăr, găsim o cifră îngrijorătoare cu privire la durata proceselor de judecată, în special cele administrative. Se constată că durata media a unui proces în instanța de judecată pe acest tip de dosare este de circa 544 de zile. Se face și o comparație cu media țărilor din Comunitatea Europeană și aici e dat și un semnal că acest lucru trebuie cumva remediat. Asta nu are cum să nu fie în legătură cu reformele în proces, care au generat, pe de o parte, demisii în lanț, începând cu Curtea Supremă, Curtea de Apel Chișinău și probabil altele, motiv pentru care aceste măsuri de reformă trebuie accelerate. În partea ce ține de cauzele investigate, raportul este ambivalent aici. Pe de o parte spune că s-au înregistrat în partea ce ține de cauzele de înaltă corupție, deci avem un progres de la 12 la 18 persoane, totuși statisticile generale pe tipurile de cauze observăm că sunt într-un declin. Însă și raportul argumentează în parte că un motiv ar fi faptul că reformele în curs influențează inclusiv și numărul de anchete. Deci dacă procurorii de la Procuratura Anticorupției sunt în vetting, atunci preocuparea pentru dosare este, mă rog, relativ mai mică. Din acest motiv se recomandă și în această privință să existe acel track record, care s-ar traduce ca un evidențe specifice pe cauze concrete că se face justiție. Dacă există progres pe dosare, în special pe cele ce țin de corupția mare. S-a referit Comisia Europeană și la Autoritatea Națională de Integritate, că ar trebui eficientizată cumva activitatea și există un proiect în Parlament privind restructurarea ANI și modul în care funcționează, dar am văzut unele opinii că acești inspectori uneori ar face abuzuri sau mai degrabă exces de zel și nu întotdeauna verificările pe care le realizează rezistă, de exemplu, în instanțe. E o recomandare care nu neapărat rezidă din acest raport de enlargement, dar e o recomandare anterioară din 2022 care stă în picioare. Cine spune asta? Asta spune că nu a existat progres aici. Deci GRECO încă din 2022 a pus mâna pe și a semnalat această problemă. ANI-ul trebuie consolidat astfel încât aceste investigații în partea ce ține de averi și interese să ducă la progrese vizibile. Până acum, o provocare, și asta putem spune în cunoștință de cauză, este că actele de constatare, adică ceea ce constată inspectorii, merge în instanță, deseori se invalidează acolo, în mare parte pe motive de procedură. Acum, într-adevăr, în Parlament există un proiect votat în primă lectură, sperăm că va fi și a doua lectură, care vine cu mai multe măsuri care să consolideze această instituție. Iar pe partea ce ține de independența inspectorilor de integritate, aici e un lucru fără sfârșit. Cred că autoritatea este prima instituție vizată să se ocupe de aceasta, care inspectori integri. Pentru ca acești inspectori să fie integri, ei trebuie încurajați, în același timp ei trebuie bine plătiți și protejați instituțional. Dar e o provocare recurentă, deci există aici o provocare pe care statul Republica Moldova trebuie să o rezolve și asta se face prin legislație, da, asta este un pas, dar și prin măsuri practice. Deci ține de autorități să meargă să facă acest lucru. Ar trebui completat și Consiliul Superior al Magistraturii. Recent a fost și o decizie la Curtea Constituțională că trebuie modificată legea privind numirea membrilor de Parlament ca să fie cumva scoasă din această ecuație Comisia Juridică, dar probabil va mai dura
va mai dura până vom avea un Consiliu al Magistraturii complet? Pe partea ce ține de funcționarea acestor instituții de autoadministrare, de fapt lucrurile arată că stau bine conform raportului, dar și conform, na, suntem pe loc și putem vedea că cel puțin 11 din 12 membri la CSM sunt deja în funcție, mai este un singur membru, dar asta nu înseamnă că Consiliul nu poate lua decizii. Deci are quorum, poate să decide pe cariera judecătorilor, este tot ok. În oglindă, Consiliul Superior a Procurorilor la fel, este pe deplin funcțional și, de fapt, aceste două lucruri sunt privite ca realizări ale autorităților, faptul că există deja aceste organe. Următoarea etapă, și aici aveți dreptate în partea în care raportul spune că colegiile Consiliului, adică cele instituții de pe lângă sau, mă rog, din cadrul CSM-ului și CSP-ului care se îngrijesc de evaluarea performanțelor, de selecția judecătorilor. Iată, aceste funcții urmează a fi suplinite, deoarece la acest moment există un proces iarăși de vetting, dar aceste consilii încă nu sunt, colegii nu sunt formate. Și asta impactează, de fapt, să avem numiri noi pe post, în judecătorii, în procuraturi, să avem, de exemplu, proceduri de selecție pentru identificarea noilor candidați în funcțiile vacante. Deci e o temă de acasă destul de mare. Totuși, dacă ar fi să privim chiar și comparativ, pentru că avantajul că avem raportul astăzi alături de 10 țări, putem să privim și cum stau vecinii noștri. Da? Și dacă în Ucraina, chiar în ciuda provocărilor de război, există progres, putem vedea raportul pe Georgia și iată, comparăm limbajul chiar, dacă vreți, care e destul de diplomatic, dar însă își spune câte ceva. Deci în Republica Moldova există ceva progres, există cooperare de la Parlament, există o societate civilă care operează într-un mediu cât de cât ok, versus ce se întâmplă în Georgia și acolo o să vedeți că raportul scrie foarte clar. Parlamentul are câteva chiar evidențe de backsliding, da? Adică merge înapoi cu reformele. Același lucru se întâmplă și cu societatea civilă, deci este chiar alarmant ce se întâmplă în Georgia, pentru că există represalii împotriva societății civile și așa, dar trebuie să notăm că există acest progres și acum ce este important pentru Moldova este să țină acest progres, să nu facem ce se întâmplă în Georgia acum, ceea ce este foarte regretabil. Probabil Comisia a citit și rapoartele CRJM pentru că s-a referit la o legislație antislap de protecție a jurnaliștilor și CRJM a făcut un studiu așa, despre dosarele sau cauzele în instanță politicieni versus jurnaliști. Da, și în partea ce ține de libertate de exprimare, dacă e capitolul acolo, raportul oricum observă că, iarăși, dacă ar fi să comparăm cu țările din regiunea, libertatea jurnaliștilor, libertatea de exprimare este în mare parte respectată, există progrese, dar în același timp vedem și fenomenul ăsta de acțiuni în justiție pentru a submina activitatea jurnaliștilor. Și aici, chiar la nivelul Uniunii Europene, există o directivă foarte recent adoptată, deci aprilie 2024, care vine să ajute în special jurnaliștii care sunt persecutați pentru munca lor. Deci sunt dați, acționați în instanță, sunt purtați prin instanță, prin ședințe, pentru acțiuni care în mare parte nu se justifică din partea unor persoane influente. Și iată, aici este necesar, pe de o parte, alinierea legislației noastre cu UE, dar și eventual transpunerea acestei directive. Ea urmează să fie transpusă până în 2027, dacă nu mă greșesc. Ilie Chirtoacă, mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi. Și eu vă mulțumesc.